Bine v-am regăsit, sunt Vitalie Dugaru și vă invit să discutăm despre impozitul pe câștigurile la loterie pe care vrea să-l impună noua guvernare. Doi deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate susțin că prin această inițiativă vor să aducă mai multă echitate fiscală pentru toți contribuabilii din țară. Pe de altă parte, reprezentanții industriei declară că statul va rata venituri și va pierde controlul asupra industriei care va intra în zona gri, iar jucătorii vor fi descurajați să mai cumpere bilete de loterie, deoarece câștigurile vor fi mult mai mici decât cele anunțate. Impozitarea câștigurilor la jocurile de noroc diferă de la țară la țară, în timp ce majoritatea statelor nu percep niciun fel de impozit pe câștigurile persoanelor fizice, altele au introdus praguri din care se plătește un impozit ușor de administrat. Așadar, ce stă în spatele inițiativei lansate de deputații acum și cum vor afecta acestea dezvoltarea industriei jocurilor de noroc în Republica Moldova? Aflăm de la invitații acestei ore. În studio este domnul Vlad Hâncu, directorul întreprinderii de stat Loteria Națională a Moldovei, și domnul Ian Lisnevski, director Intellect Group. Bine ați venit la Publica TV. Trebuie să menționez că și deputații Dumitru Alaiba și Radu Marian au fost invitați să participe la aceste dezbateri, dar până la urmă au neglijat invitația postului nostru de televiziune. Așadar, vorbim despre aceste impozite care vor să le introducă noua guvernare pentru cei care câștigă la loterie și cei care câștigă la pariurile sportive. Potrivit autorilor inițiativei, impozitarea câștigurilor reprezintă și una dintre condițiile impuse de către Fondul Monetar Internațional în urma negocierilor purtate cu guvernul Sandu. Acest chioșc din capitală este unul dintre cele la care oamenii formează cozi pentru a-și încerca norocul. Unii sunt clienți fideli, alții joacă pentru prima dată. Sunt și dintre cei care renunță dacă nu câștigă nimic din prima. Jucătorii obțin sume mici, mari, dar și foarte importante. Deoarece loteria a oferit atâtea premii, oamenii joacă constant pentru a-și mări șansele de câștig. Am câștigat 500, 200, chiar acum am 200. Este un câștig, un noroc a cuiva. Ceea ce luăm noi și-am cheltuit destul de bine și-am pierdut. Te încarcă pozitiv și te gândești că o să fii mai bine și o să câștigi. Și vânzătorii din Gherete spun că biletele sunt la mare căutare. Sunt solicitate, cumpărate, sunt câștig, sunt fără. Care a fost cea mai mare sumă care a câștigat omul? 250 de mii lei. Noi venim, vindem, ne bucurăm de câștigurile oamenilor, dăm mai departe. La câte bilete cam cumpără oamenii? Sunt, nu știu, 180-200 de bilete. Радуются, що виграли. Берут за 20 лей, виграли 1000-2500, у меня то, що я знаю. Moldovenii investesc nu doar bani în bilete, ci și trăiri, sperând că norocul le va surâde din plin. Și asta pentru a-și rezolva măcar o parte din problemele pe care le au. Unii susțin că jocul la loto este singura lor șansă să iasă din impas. Vestea că se vor aplica impozite pentru fiecare câștig mai mare de 240 de lei i-a cam întristat pe oameni. Eu dacă am încercat norocul și eu, dacă am câștigat eu, este norocul meu. Dar ce să iei? Pentru ce eu bani am cheltuit? Dacă statul a făcut așa și e văznat, lasă de ei. Alții însă nu văd o problemă în impozitarea câștigurilor la loto. Atâta timp cât suntem, ne considerăm o țară europeană, merită să fie impozitat și la noi. Dar să vadă rezultatul din impozit. Inițiativa de a impozita câștigurile mai mari de 240 de lei și de a anula facilitățile fiscale pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc aparține deputaților PAS, Dumitru Alaiba și Radu Marian. În cadrul unor dezbateri pe marginea proiectului organizat astăzi de Clubul Presei Economice, Dumitru Alaiba a menționat că este incorrect ca veniturile din salariu, din activitatea de producție sau prestarea serviciilor, de pildă, să fie impozitate, iar cele din jocurile de noroc nu. Deputații mai invocă faptul că, datorită unui regim fiscal favorabil, industria jocurilor de noroc se dezvoltă, dar statul nu câștigă sume considerabile de bani din asta. În același timp, autorii inițiativei se contrazic și spun că statul nu ar trebui să vadă jocurile de noroc drept o sursă indispensabilă pentru veniturile bugetului. Să asigurăm nimic mai mult decât o echitate fiscală. Noi pornim de la asta, noi pornim de la prezumția, de la înțelegerea
că absolut toți jucătorii de pe piață trebuie să joace în condiții egale. Asta nu este corect față de toți noi restul care ne achităm corect impozitele. Piața jocurilor de noroc a fost întotdeauna înfloritoare în țara noastră. Activitatea se desfășura însă după bunul plac al celor care aveau afaceri în domeniu. Evaziunea fiscală se practica pe larg. Cazinourile evitau să plătească impozite la stat, iar în buget ajungeau foarte puțin bani. În 2017, precedenta guvernare a instituit reguli stricte și modalități de control puse bine la punct pentru reglementarea jocurilor de noroc. Tot atunci, Loteria Națională a Moldovei a fost împuternicită prin lege să desfășoare activități din acest domeniu în numele statului, asigurând un monopol. Numai în prima jumătate a acestui an, în bugetul de stat au ajuns aproape 200 de milioane de lei. Administratorul firmei partenere a Loteriei Naționale a Moldovei susține că, odată cu introducerea impozitelor pentru câștiguri, va avea de suferit atât cetățenii cât și statul. Mai rău, va crește și numărul celor care vor activa ilegal în domeniul jocurilor de noroc. Gravașii Republicii Moldova stanut grazdă menșii igrați votării. Соответственно, уменьшится и доход государственной лотереи национала, и доход частного партнера. Налог, в частности, он ударит только по физическим лицам. Будут люди, которые будут недовольны от того, что на билете написано, грубо говоря, ты выиграл 1 000 000 лей, да сейчас заплатить нам еще 12% налога. Inițiativa a fost avizată pozitiv de guvern și urmează să fie supusă votului în legislativ, astfel încât din 1 septembrie să intre deja în vigoare. Așadar, suntem practic la 3 săptămâni de la data când ar trebui să intre în vigoare și impozitele pentru câștigurile de la jocurile Loto și cele legate de pariurile sportive. Cel puțin, vă spuneam, guvernul în data de 1 august a aprobat această modificare care urmează să fie votată poate chiar săptămâna viitoare de Parlament. Ce înseamnă aceste impozite pe jocurile de noroc, domnule Hâncu? În proiectul care l-am văzut înaintat în Parlament, aceste modificări vor afecta direct anume afacerea statului. Deoarece societatea pe acțiuni Loteria Națională a Moldovei este, statul este fondatorul 100%, Agenția Proprietății Publice. Astfel, aceste impozite vor afecta atât întreaga afacere, cât și dezvoltarea și planul de implementare, care a fost coordonat cu partenerii noștri privați și probabil va duce la imposibilitatea respectării termenilor și dezvoltării pe viitor a afacerii așa cum ne-am planificat-o noi de comun. Înțeleg că se va lovi și într-un investitor străin, european, aici în Republica Moldova, prin aceste modificări. S-au purtat discuții cu acest investitor și inițiatorii acestor modificări? Nu știu dacă s-au purtat discuții de către reprezentanții legislativului sau de inițiatorii acestor modificări. Noi suntem în permanent contact cu partenerii noștri, dacă, să spun mai simplu, avem doi parteneri publici-privați. Unul este compania din Austria, o companie cu renume, asta este pe partea automatelor de joc, și al doilea nostru partener este Loteria Națională din Bulgaria. Va lovi direct în ambele afaceri, deoarece dacă să vorbim de introducerea impozitelor, a taxelor locale, toate se vor răsfrânge mai puțin asupra investitorilor și mai mult asupra bugetului nostru, bugetului statului, fiindcă noi reprezentăm statul, adică Loteria Națională a Moldovei. Dar cum va afecta bugetul statului? Pentru că inițiatorii acestei modificări spun că vor fi mai multe impozite la stat plătite de către cei care câștigă la loterii. Noi am fi foarte bucuroși să vedem vreo expertiză economică sau vreo argumentare economică la proiectul de lege propus. Nu pot fi mai multe impozite în momentul în care scad vânzările. Și asta trebuie să fie foarte clar. Doar că să vă aduc o simplă cifră care o să fie super, o să demonstreze tot foarte bine. Impozitul achitat din câștigurile, din jocurile de noroc în 7 ani a constituit 1.600.000 și doar în primul semestru a anului 2019 3.340.000. Dacă vorbim de taxe locale achitate, fiindcă noi achităm și taxe locale din fiecare tiraj de bilete, 0,31%. În 7 ani s-a achitat cifra de 18.000 de lei și foarte atent, în primul semestru al lui 2019, suma de 990.000 de lei. Adică procentual nici... Da, mă întreb dacă aceste cifre sunt cunoscute de către deputații care au venit cu aceste modificări și unde ar trebui să le afle ei.
toate cifrele sunt publice, sunt în rapoartele noastre financiare, nu există niciun secret în aceste cifre. Din păcate, de la noi nimeni nu le-a solicitat, dar sperăm că la elaborarea proiectului de lege care a fost înaintat pe 8 iulie Parlamentului, probabil cineva le-a analizat. Din păcate, noi nu am văzut nicio analiză economică sau analiză impactului care va avea loc sau vreo expertiză economică. Dacă mă uit acum în această notă explicativă pe care o prezintă cei doi semnatari, nu văd nici o cifră. Sunt doar cuvinte care vin să argumenteze această necesitate. Vă întreb pe dumneavoastră, domnule Lisnevski, cum ar trebui să arate o notă informativă care să convingă guvernul să voteze aceste modificări în codul fiscal și să vină și în fața deputaților, să-i convingă că este nevoie și țara va avea de câștigat? Atunci când se întreabă să ia o decizie atât de importantă și sunt unele argumente economice cu o analiză pe scurtă durată, cum poate afecta și pe lungă durată, cum care poate să fie beneficii. Fiecare propunere aceasta trebuie să aibă aceste analize în mare parte. Deci noi acum la momentul dat mie îmi pare că nu putem vedea, deoarece o analiză economică la capitolul de jocuri de noroc, da, haideți să așa zicem, nu poate fi la momentul dat făcută, deoarece 90%, dacă nu greșesc, jocuri de noroc, nu doar loterie, dar se află în zona gri, care sunt ilegale, în mare parte. La momentul dat, noi avem un jucător care vine pe piață, încearcă să legalizeze acest lucru, să achite din acest lucru impozitele, însă aceste impozitele, da, la momentul dat nu sunt destul de mari, ca dacă, de exemplu, mărim impozitul de la 7 până la 12, poate schimba ceva de gen relativ și să ajungă la unele beneficii. În mare parte aici sunt mai multe segmente. Primul segment, dintr-o parte, da, evident că toți jucătorii trebuie să fie egali pe piață. Într-o țară dezvoltată, orice stat înțelege acest lucru, de ce? Și înțelege a doilea lucru, că orice cetățean care primește bani, nu contează, e salariu, e un câștig, consideră că asta banii sunt a lui. Atunci când el achită impozitul, el consideră că statul îi ia aceste bani. De aceea, de exemplu, la capitol de salariu, statele care deja progresează și se dezvoltă, găsesc alte beneficii, ca de exemplu Moldova s-a încercat cu tichete de masă, care nu sunt impozitate, pentru întreprindere să facă o anumite propuneri, ca de exemplu, dacă vor fi angajați tineri la lucru, impozitul va fi mai mic, dacă se vor ocupa de acțiuni de caritate, nu vor achita aceste... La capitolul de jocuri de noroc, în mare parte, în toate țările europene, acest procent nu există. Pentru că cum doar apare un procent destul de mare de cotizație acestor lucruri, acest business trece în zona gri, care nu poți să controla, deoarece site-uri poate să fie pe servere din alte țări, poate să facă unele... așa zicem, loterii ascunse pe care statul nici nu poate să vadă. De aceea este nevoie ca statul să controleze strict acest lucru, pentru că este și segmentul social. De fapt, segmentul social suferă din jocuri, așa zicem, online sau jocurile de noroc, pentru că aici poți fi participi și copii de la 15 până la 18 ani, în mare parte afectează și familiile aceste lucruri, deci este nevoie de controlat acest lucru, însă și de permis jucătorilor să iasă din această zonă gri. Mai mult ca atât, dumneavoastră întrebați, că noi am aflat că există și un investitor străin. Acum întrebarea, atunci când s-a semnat acest contract, cine va achita, dacă se va modifica această lege, cine va achita despăgubirile acestei companii? Deoarece, evident că va veni cu, așa zicem, unele propuneri sau va da în judecat pentru a descoperi, pentru că a fost o investiție de câteva miliarde, totuși este o sumă destul de mare. Pe termen scurt, cum arată, așa zicem, o analiză foarte rapidă, vor suferi cetățenii. În mare parte, de ce? Pentru că ei vor achita acest impozit. Mai ales la așa o sumă de 240 de lei, chiar statul are nevoie de impozit pe această sumă. Și de aici merge faptul că oamenii se vor adresa mai mult la jocuri ilegale.
care nu pot fi controlate, care nu se impozitează. În mare parte, pe termen de lung durat, evident că vor suferi și agenții care lucrează oficial în acest domeniu, deoarece încrederea cetățenilor nu va fi. Nu vor se va adresa la loterie de stat sau la altele. Iată, ați menționat de cei doi investitori străini, lucru punctat și de domnul Hâncu. Ce semnal transmite noua guvernare investitorilor străini prin modificarea regulilor de joc în timpul jocului și după ce s-a semnat acest parteneriat public-privat? Acest semnal nu doar la investitorii aceștia, orice modificare a legii. Ca să înțelegeți, în multe țări europene există un tabu. Nu poți să modifici legea care afectează cu unii investitori străini cu care deja tu lucrezi. Pentru că acest lucru înseamnă că tu în orice moment poți să modifici orice lege, chiar dacă, așa zicem, este ilegală. De ce investitorii nu vor veni în țară, nu vor investi, pentru că se vor teme de aceste pierderi. La momentul dat, acești doi investitori, evident, se vor pune întrebare. Este necesar, e posibil, de fapt, de colaborat cu Republica Moldova în continuare. Alți investitori care au dorit să vină în alte domenii, nu neapărat în jocuri de noroc, în construcții, în consultări, în orice domeniu care vor dori să vină, vor analiza ce s-a întâmplat și vor vedea când au suferit altele companii străine cu capital străin, au suferit din cauza unelor modificări care s-au făcut peste noapte, evident că nu vor veni în țară, nu vor investi, vor găsi alte țări, vor investi în Marea Britanie, în Austria, unde lucrurile sunt mai transparente, chiar și, de exemplu, în Polonia, unde există asigurare legală prin care dacă tu ai semnat un acord privind cu stat la anumite condiții, aceste condiții mai departe funcționează chiar dacă s-au schimbat guvernare. Radical sau s-au schimbat unele lucruri. Această practică noi vedem în toate țările. Nu există, bine, există țările, așa zicem, cu caracter totalitar sau țările religioase, islamice, unde dacă interzis, interzis, dacă s-a zis așa, însă. Însă în țările dezvoltate europene există totuși unele reguli care trebuie respectate. Iar jocurile sunt previzibile. Cine și cum va plăti costurile acestea suplimentare care apar în urma impozitării câștigurilor la jocurile de loterie și cele de pariuri sportive? Pot să vă spun că oricum vă plăti cetățeanul Republicii Moldova, într-o formă sau alta. Dacă merge vorba de impozit pe venit, să presupunem că de la 240 de lei, păi atunci este reținut de la sursă acest impozit 12% și îl plătește cetățeanul. Adică cetățeanul, dacă câștigă 300 de lei, el va plăti 36 de lei statului, 12%. Da, exact. Dar înțeleg că se complică și procedura, domnule Hâncu. Cum o vedeți dumneavoastră? Procedura se complică și devine mult mai costisitoare. Să înțelegeți că nu la orice ghișeu, la orice chiosc o să poată ridica această sumă. Deci, cetățeanul care a câștigat 300 de lei la Briceni trebuie să dea 100 de lei pe drum, să vină în Chișinău, să-și ridice acest câștig de 300 de lei, care iarăși este impozabil, cu 36 de lei și cu a lui 264 de lei să plece înapoi la Briceni cu încă 100 de lei pe drum. Teoretic, în loc de un câștig de 300 de lei, dumnealui revine acasă cu 50 de lei în buzunar. În primul rând, asta o să îngreutățească și pentru jucătorii loteriei, dar povara taxelor locale, dacă vorbim de săli cu automate de joc, iarăși revine societății pe acțiunile NME, care este o societate cu capital 100% de stat, care iarăși este o povară pentru bugetul țării. Da, și dintr-o instituție, așa cum spuneți, care a registrat anumite succese în ultimele 9 luni de zile de când s-a deschis acest parteneriat, riscă iar să suporte pierderi. Vreau să spun că domeniul jocurilor de noroc este unul foarte sensibil și foarte responsabil. Dacă să revenim la ceea ce a fost până în anul 2016, păi a fost un mediu total necontrolat. La momentul dat, noi suntem... avem un sistem unic de monitorizare de stat, care în orice moment fiecare organ a statului, vorbim de serviciul fiscal de stat, vorbim de agenție servicii publice, de serviciul prevenire și combatere spălării banilor, și noi ca organizator a jocurilor de noroc putem online să vedem fiecare tranzacție. Fiecare tranzacție este cashless. Fiecare jucător înregistrat, noi nu permitem jucătorilor care au vârsta sub 21 de ani accesul în sălile noastre. Totodată, reglementarea acestui segment
începând cu legea 291 și ulterior prin aprobarea regulamentelor tip hotărârea guvernului 777, reglementează foarte strict care sunt procedeile, etapele și ce trebuie făcut și cum este reglementat acest segment a jocurilor de noroc. La momentul dat, țele cu automate de joc sunt amplasate la 200 de metri de oricare instituție medicală, oricare instituție de învățământ. Noi nu suntem în blocurile locative sub nicio formă, chiar dacă parterul este comercial. Sunt foarte multe restricții și noi toate le respectăm. Dar asta ține deja de alt sector. Aș vrea să revenim la impozitarea câștigurilor la loterie și la pariurile sportive. Menționează în această notă informativă autorii modificărilor care vin să impoziteze câștigurile la loterie. Este incorect ca în timp ce surse de venituri precum salariul, venitul de activitate, de producție sau prestarea serviciilor să fie impozitate, iar veniturile de la jocurile de noroc nu. Care este deosebirea dintre cele două câștiguri, salarial și jocul de noroc, domnule Lisnevski? Cum și am zis, da, de fapt ei sunt absolut, toate aceste segmente sunt egale, deoarece cum și am zis, da, acolo sunt unele beneficii, chiar dacă nu există jocuri de noroc, există și un segment psihologic. În momentul ceala când cetățeanul câștigă 200 de lei, deja primește această informație, el deja le consideră a lui aceste bani. Cum doar statul sau o altă întreprindere vine și zice că, uitați-vă, trebuie să fiți impozitați cu o anumită sumă. Deodată cetățeanul consideră că acești bani al lui, care deja el deja trebuie să-l primească, el deja are în buzunar aceste bani, statul îi ia aceste bani. De aceea, foarte repede, acest cetățean se dezamăgește în acest lucru. Și cum și-am zis, trece în zona gri. Mare parte și în business tot există acest pericol. Dacă ați fi impozite destul de mari, dacă se vor majora și TVA-ul și toate acele alte impozite, tot ce e posibil că noi să ne întoarcem în anii 90, că nu au fost două contabilități. Una neagră și una pentru stat. Și mare parte aici, acest lucru se produce mai repede, pentru că este posibilitatea de a accesa la unele serviciile online la momentul dat. Foarte mult, așa zicem, lucruri acum sunt mai simple de accesibil și în mare parte din cauza că acolo nu sunt controlate, da? Că cum și a zis colegul, că aici se controlează absolut cine participă la loterie, dacă nu este un copil minor, să fie departe de spital, de școli, etc. Aceste lucruri sunt controlate și se duce o educație mare pe parte, aici încă trebuie vreți la acest că există lucru. O responsabilitate din partea firmei. Și responsabilitate. Însă ei vor trece într-o zonă unde nu poate să fie controlate. Adică ca să înțelegeți, banii aceștia la stat oricum nu vor veni. Ei sau adică statul se vor bucura de acest procent care există la momentul dat, însă în momentul când se majorează acest procent, banii aceștia pleacă în alte direcții, pleacă peste hotare, pleacă în diferite, așa zicem, pieți ascunse, pentru că pariuri doar în mare parte, chiar și inițial când au apărut, ei, nimeni nu le controla în mare parte. Se vor întoarce iarăși la anii 90, când nu era posibil de controlat aceste lucruri. Și noi, practic, ne întoarcem la timpurile când statul, în mare parte, nu va avea niciun leu din aceste beneficii. Deci, vreți să spuneți altfel că socoteala de acasă Alianței s-ar putea să nu coincidă cu realitățile de pe piață. Aici, în mare parte, mi-mi pare că aici e mai multă lipsă de experiență și lipsă de timp, pentru că s-au grăbit. Era posibil de făcut o analiză la piața din Marea Britanie, la piața din Austria, la piața din Franța. Adică țările deja care au trecut prin această experiență, au această experiență, care deja au încercat să impoziteze cu un procent destul de mare acest lucru, au văzut că din acest lucru absolut toate jocurile din noroc au plecat în zona gri și au revenit, au scos aceste impozite. În mare parte, acest lucru e posibil de luat din alte țări, de la adaptat cu Republica Moldova, pentru că la noi, dacă nu greșesc, vreo 2 ani s-a început această educație, adică lupta cu jocurile din noroc, de fapt, pentru că, dacă sincer, este un lucru care vreți, nu vreți, dar afectează familiile, copiii, totuși este un lucru nu prea bine pentru societate. Dar cu acest lucru poți lupta doar prin faptul că să-l controlezi. Ca și cu fumatul sau cu altele locuri care și sunt... Și oferindu-i mai multă transparență. Da, și mai mult, evident, numai prin transparență poți deja să obții și un venit din acest lucru și un rezultat.
pentru că costul care îl va plăti societatea este cu mult mai mare. La momentul dat noi vorbim despre cifre de bani, da? Dar peste 2-3 ani, când deja, cum și dacă se va deveni fix așa și acest business va trece în griji și acolo, vor fi afectați și copiii și oameni, de exemplu, de la 18, care psihologic încă nu sunt stabiliți, în mare parte noi ne vom trezi cu un număr de societate mai mari implicați și care sunt, așa zicem, drogați de aceste jocuri online sau... Vor deveni victime ale acestor jocuri ilegale din zone gri. Ce modele de activitate a loteriilor există în regiune, domnule Hâncu, și care ar fi mai aproape de situația din Republica Moldova? Mă refer aici inclusiv la impozitarea câștigurilor. Dacă să vorbim de impozitare și de obștere de tot domeniul jocurilor de noroc din regiune, păi în Ucraina sunt interzise toate sălile cu automate de joc, dar avem exemplu cum ele se dezvoltă acolo, sunt doar niște computere care online oricine poate intra, orice copil, orice om în stare de ebrietate, nu sunt impozitate deloc, asta totul este gri. Avem exemplu la noi, de exemplu, în Cahul, tot există o sală care ne-am adresat și organilor de drept, unde pur și simplu sunt instalate niște computere la care poate oricine să vină și să joace în jocuri online, care nu sunt controlate și nu sunt impozitate. Dacă vorbim de România, care iarăși este alături, jocurile de noroc nu sunt impozitate dacă vorbim de biletele de loterie. Loteria română, ca instituție de stat, este sub așteptare și este sub nivelul loteriei din Moldova. Sunt și acolo impedimente. Dar aș vrea să revin doar pentru o secundă la precedentul subiect, ce ține de pariurile sportive online. La momentul dat, toți jucătorii din Republica Moldova joacă pe site-uri care se află în afara Republicii Moldova. Ei au o cotă de piață de 99,5%. Noi, având monopol în stat, în domeniul pariurilor sportive, în loc să susținem statul și să aducem toți acești jucători în albia legalității și să joace pe teritoriul Republicii Moldova, să se achite din asta impozite, lăsați să fie și impozite pe venit de la jucători, dar să fie totul aici, noi invers, noi discriminăm întreprinderea societatea pe acțiune Loterie Națională a Moldovei și facem absolut neinteresantă jocul pe site-ul nostru, astfel toți jucătorii pleacă pe site-uri care au coeficiente mai bune și în care nu sunt impozitați. Fiindcă dacă noi să reținem la fiecare jucător câte 12%, iar site-urile ilegale care activează pe teritoriul Republicii Moldova nu o fac, păi cum noi să acapărăm piața și cum noi să controlăm acest mediu a jocurilor de noroc? Da. Pe de altă parte, autorii notei informative care solicită impozitarea câștigurilor la loterie recunosc că statul nu ar trebui să vadă asemenea sectoare ale economiei ca o sursă indispensabilă pentru veniturile bugetului, fiind mai indicată o viziune pe termen lung în vederea reglementării clare a acestora prin a evita consecințe sociale nefaste. Ce reglementări sunt necesare, vă întreb aici, domnule Hâncu, pentru ca acest sector, într-adevăr, să funcționeze și să aibă o foaie de parcurs, nu pentru o jumătate de an sau pentru 9 luni, așa cum s-a întâmplat în Republica Moldova, dar pentru cel puțin câțiva ani înainte. Sincer vorbind, îmi pare foarte rău că autorii acestui proiect de lege nu s-au aprofundat și nu au studiat legea 291 de pe 16 decembrie 2016, în care este foarte clar stipulat tot de ce este nevoie și este foarte bine reglementat toată piața jocurilor noroc din Republica Moldova. De ce este nevoie ca acest business să se dezvolte în continuare? Probabil ar fi foarte bine să fie o predictibilitate fiscală, o predictibilitate legislativă. Să putem face un business plan pe un termen lung. Să știm în cât timp se recuperează investițiile, atât a statului cât și a partenerului privat. Ca regulile jocului să nu se modifice pe parcursul jocului la fiecare jumătate de an sau 9 luni. Probabil asta este ce este nevoie în acest domeniu pentru a putea fi dezvoltat și adus la un nivel foarte înalt. Da, vă spuneam că guvernul a votat deja acest document, urmează să treacă. Mă întreb dacă deputații vor avea timp săptămâna viitoare, așa cum au anunțat că se vor întruni într-o ședință extraordinară. Ce spuneți, domnule Lisnevski, la ce vor atrage atenție deputații când vor vota sau vor respinge acest document? La aceste argumente sau la cifrele care sunt expuse de Loteria Națională a Moldovei? Știți, ultimele evenimente care am observat, totuși zic de faptul că vor vota
în mare parte nu vor atrage atenție la unele cifre sau unele analize sau să facă, să amâne această adoptare, dar totuși, bine, chiar a fost un alt proiect de lege vizat de alt absolut domeniu în care iarăși s-a văzut că s-a încercat cât mai repede să impoziteze, să majoreze impozitele și accizele care au fost, dar nu s-au făcut o analiză, de exemplu, mai profundă, care sunt consecințele care... Aici s-a avut, eu am în vedere, anume, dacă țineți minte, majorarea accizelor pe țigările electronice. Mare parte s-a făcut, bine, poate o analiză prematură, dar nu s-a făcut care poate să fie consecințele. Nu s-a luat în calcul că 60% de incendii se fac din cauza țigărilor aprinse, că în mare parte va suferi nu companie, dar cumpărătorul, pentru că se vor majora prețul. Sau care vor fi consecințele pentru investitori care deja au semnat, au venit pe piață, activează deja o perioadă de timp și când se schimbă brusc legea să cardinal la 180 de grade, totuși este o imagine nu prea bună, investițională pentru Republica Moldova. Și acestea consecințele vor fi de lungă durată, deoarece, dacă țineți minte, au fost nevoie de câțiva ani când noi să restabilim încrederea investitorilor străini după 2015 și abia în 2018 noi am venit cu investitori străini care erau gata să investească în această țară. Din păcate, nu cred că se va schimba foarte repede această situație și totuși se vor lua deciziile foarte rapid fără o analiză. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Hâncu, domnule Lisnevski, pentru aceste explicații pe marginea unei inițiative elaborate de către doi deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate care solicită impozitarea câștigurilor la loterie. Urmează să vedem dacă deputații vor accepta sau nu această modificare. În câteva minute știrile, rămâneți cu Publica TV.